Bună dimineața, o nouă zi, o nouă aventură. Să vedem dacă reușim să dăm cu supurile și să explorăm zona pe apă. Am interesat și care sunt pericolele pe aici cu supurile, pentru că într-adevăr erau și pericole, știi? Și pericolul nu era cu supul, de fapt pericolul dacă cazi în apă. Sunt foarte multe zone cu scoici, crescătorii de scoici, chestii. Și să ajungem la un canal, pe canalul ăla se navighează cu bărcile și pe acolo trebuie să luăm și noi, știi? Și cam asta trebuie să facem. Ne-a dat o hartă, ne-a dat și zona safety de soare, până la ora 4 este soarele cât de cât safety, acolo va fi punctul maxim. O să plecăm mai devreme de atunci înapoi acasă, bineînțeles. Și hai să vedem ce aventură avem astăzi. Umflăm supurile și bineînțeles că a rămas iar fără baterie. Acum nu încarcă pentru că am pornit motorul, dar trebuie să încarc întâi un pic ca să pot să mărezi motorul. Și acum merge motorul ca să pot să încarc supurile. Ideea este că pompa de la sup, adică aia de acolo, nu este pe 20 de volți ca să pot să vădoresc fotovoltaicele. Dar e bine. Ne pregătim, dar să pregătești, ia uitați-o. Aș pune și vesta ca tot omul. Pregătim și supurile și suntem la un pas de a pleca pe mare, da? Plecăm până la supermarket, Dănuța? Până unde se poate. La unde se poate, avem și harta cu canalele, lua foaia, nu? Da, e băgată. Avem foaia cu harta cu canalele, să ducem către copacul acolo, apoi către insula aceea. Și după aia, pe lângă insula aia, un tren doarce înapoi către oraș, cred eu, din câte cât e și către mare. Hai să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Ne-am depărtat puțin de insulă, da? În momentul ăsta suntem mai în larg, așa. Aia e insula vecină. Iar acei doi copaci sunt celebri, au până și punctul lor pe internet, pe Google Maps, da? Arată foarte bine, într-adevăr, că uitați în poze, cred că arată wow. Ia uitați cum arată așa și trec mașinile pe acolo. Am trecut și noi aseară, dacă uitați în clipul de aseară, pe acolo am trecut. Numai că astăzi mergem cu supurile pe același traseu. Ia să vedem. Dănuța unde este? Ia să vedem. Este undeva în spatele meu, nu o văd. În spatele tău, în partea ta. Da, și tot acolo este insula de care am plecat noi, nu? Aia este, nu? Deci aia este la de paradis sau de camping și deja am făcut ceva distanță, dar mai avem și pe când ne duce vântul, vezi că ne duce vântul în margine aici, cum văd. Canalul cred că era după asta, cred că era canalul, nu știu. Hai să vedem, să mergem în partea aia, da? Bine, și Dănuța din urmă, uitați-ne insula acum, ne-am depărtat de ea deja și am ajuns aproape de copaci, dar nu reușesc să mă dau aici cu placa să mă răsucesc cum vreau eu. Ia să vedem dacă reușesc cu picior așa. Ia să vedem dacă reușim. Ia uitați acolo așa cum este. Cum sunt cei doi copaci, ce mișto să văd, de acum de planul apropiat. Dăuța câteva cuvinte? Mul la mul aici. Mul la mul. Nu mai am mare n-arată. Am vrut nisim, nisim ne-a dat. Nu, e la mul, nu e nisim. Nu e a patru coaze. Nu e a patru coaze, la mul. Când am avut bolovan prea mult, când avem nisip prea mult. Că nu m-au lăsat tot nisipie. Și scoici, cultivă lumea scoici aici, în apele astea, de-aia sunt așa mici. Am găsit și o scoică, de atunci am găsit scoica care am găsit-o eu. Ia uitați, e plină de colțuri și foarte ascuțit, într-adevăr, poate să stai ușor supul sau să facă prelele, de-aia ce au băieții că avem grijă cu să nu cazi în apă, că cazi cu fața într-o asta, te face rău de tot, te taie, are niște de astea foarte ascuțite. De-aia, suntem pe o insulă de asta care nu pare locuită, undeva, dacă vedeți, copacii sunt departe, în partea aia, și insula asta e dincolo de insula asta. Ne-a intrat într-un golf, că am văzut că e apa mai mică și că se poate o plajă, era o plajă plină cu păsări albe. Nu știu ce păsări, au plecat deocamdată, nu le-a plăcut de fața noastră. Era plaja lor, le-am cucerit-o, da? Le-am cucerit plaja, o să plecăm să le redăm înapoi libertatea. Ia zi, Dănuța, cum e, îți place? Dacă nu era tatanamul, era perfect. Ne enervează mâlul ăsta în care suntem noi, uitați, este apa. Se vede așa pe aici unde e apa mică, se vede unde este, dar și foarte mică, toată zona asta care vedeți voi aici, așa este jumătate de metru apa. Adică dacă te pui cu picioarele pe sub jos, s-a atins deja pământul. Deci e foarte periculos să atingi cu aripioarea, să o rupi, să o cazi după sub și să cazi în mâlul ăsta care e plin cu astfel de bolovan, să zicem, că nu pot să zic scoici. Și bineînțeles ne hidratăm, fără reclamă la Aqua Carpatica, nu? Biborțeni. Biborțeni, ia uite. Ce ai, zică biborțeni la noi? Da. Avem o zică de biborțeni la noi, vă dați seama, avem că avem zică după drum, nu mai e apa din biborțeni de la ea, stați liniștiți. E apă de la Eurospar. Dar, na, ia uite și pasărea cum zboară, ia uite și frumos zboară Dănuța. Ia uite-le. Oricum, foarte mișto zona, ne doare un pic spatele, dar trebuie să plecăm mai departe. Bă, mișcă ceva. Ia uite, uite într-apă sub apă, mișcă, ia uite-l. Nu vedeți. Nu te duci încolo. Ia uite-l, mă, cum merge cu scoica lui. Un crăbișor de la mic. Nu știu dacă îl vedeți voi până apă. Ia uite-l, să vedem să vezi cum merge, cum mișcă. Nu știu dacă se vede pe apă. Da, se vede, ia uite-l. Hai că se vede și pe cameră. Ia uitați-vă cum mișcă. Ia uite unul mai mare, ia uite unul mai mare, ia uite-l.
Ia uite-l ce mare e. Mă rog, mic cât palma, dar uite-l. Îl vezi palma mare? Da. Foarte tare. Astea-s păsările pe care ziceam, eu sunt aici după. Le-am găsit culcușul unde s-au ascuns. Ia uitați-i cum zboară. Ce o baltă de unde stau ele, de fapt, de-aia erau aici. Ia uitați-i, sunt habitatul natural. Suntem în junglă, cum s-ar zice. Gata, am ajuns aproape de... era de insulă, de insula pe care stăm, pe camping, da? Ia uitați ce frumos se vede, de unde se mai aici lângă mine. Și mă cam învârte vântul exact cum nu vreau eu. Dănuța e aici, o vedeți? Și ia uitați unde este insula. Și undeva acolo, așa, nu se vede de aici, este și licuriciul nostru. O să mergem în partea aia, încolo, o să mergem noi, ca să putem să trecem, să debarcăm unde sunt îmbarcațiunile. Hai să bag asta, că mă duce vântul la mal și nu e bine. Gata, ne-am întors în siguranță, trebuie să spălăm supurile. Ne-am pus acolo lângă pompă, suntem rupți de oboseală. Ne tragem sufletul un pic și vedem ce activități mai facem astăzi. Mâncare, în primul rând, că ne e foame după atâta pedalate de la sup, așa că mâncare urmează. Viața la camping nu e doar despre camping, este despre rufe, așa că mergem să spălăm rufele. Păi ce nu ți-a spălat rufe? Așa spre rufe? Și eu credeam că spune manual? A? Ia zi tu. Frișeze, eh? M-a spălat și manual. Ai spălat și manual? Aia a fost așa de încălzire. Ia uitați, avem aici mașini de spălat rufe, două, pe amândouă le-am umplut, nu? Deci încă 10 zile suntem asigurați, nu? Deci sigur încă 10 zile nu plecăm acasă. Băi, e unul în spatele meu acolo, dar nu se vede acum, nu-mi zic că nu mai filmez, că n-avea rost așa. Deci avea așa, avea, mă rog, e de la care stă toată vara aici, adică nu e călător ca noi. Așa, deci avea o rulotă, da? În fața rulotei avea un cort. În fața cortului avea o terasă închisă. În fața terasei închise avea o terasă. În spatele rulotei avea garaj pentru mașină acoperit. Deci avea omul, cred că 5 dalea puse acolo. Zic, bine, dracu, nu mai pus rulota, că putea să pună un cort mare, nu știu, de la de nuntă. Deci avea, de-am zis, cort cu prelungire pentru cameră, cu prelungire pentru terasă, cu prelungire pentru terasă deschisă. Sunt unii nebuni rău de tot cu corturile astea și cu rulotele. Vă spun sincer. Bă, voi ăștia de la Coca-Cola, când vine în țară, să mă așteptați cu tirul la câte reclamă am făcut. Da? Uite, Dănuța bea Aperol. A? E happy hour și Dănuța e happy. Așa. Iar eu beau cola, o cola rece, că nu mai pot de cald. E o căldură aici, la ora asta, la ora 4 sau 5, e ora 5. Dar nu mă aștept de mine. Se pare că se cam înorează, ia uitați, se cam înorat așa, mă rog, eu sunt veregic că vine răcoare, că căldura aia m-am terminat, am dormit iarăși în hamac, dar ideea e că noi avem rufele pe sârmă și trebuie să le strângem să o usuce, e un pic complicată treaba, dar vom vedea. Eu zic să fim optimiști că mai e până vin norii, am încoace că nu vin foarte, am văzut prima oară când eram pe supuri astăzi, așa că nu se grăbesc încoace. Am întunecat cerul, problema e că supurile, dar abia le-am spălat acolo jumătate de oră. Și încă sunt ude, așa le-am desumflat un pic, nu mai sunt, vedeți, sunt moi, nu mai sunt tari. Așa, dar încă sunt ude și rufele la uscat sunt rude și să vedem ce facem cu ele. Ia uitați cum arată cerul încolo, așa arată cerul și bate vântul, da, deci e clar că vine ploaia. Și cred că o să încheiem în seara asta cu video, vedem dacă mai avem ce să facem, dar am strâns tot ce am putut să strângem. Problema e că să strângem supurile și le băgăm în cutie, ca după aia să băgăm tot ce înseamnă de la supuri deasupra lor în cutie, că nu avem șansa să mai băgăm. Și da, nu uitați de subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, am undeva jos butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Așadar, ne reauzim mâine cu un nou clip, că în seara asta nu știu dacă mai am ce mai arăt. Bate vântul din ce în ce mai rău, vine o mare vijelie, ia să vedeți cum e cerul, dar nu știu dacă reușesc să prind un fulger. Nu știu dacă mă mai aud, în primul rând. Ați văzut cum e cerul și cum face. Și aici bate vântul, nu ca la noi, vâz, bate vântul continuu. Ce vedeți voi luminițe pe acolo? Sunt de la mașini care trec pe drum. Ia uitați cum face cerul.